Salutare, bună seara și bine v-am regăsit la un nou episod, un episod mai special de față de până acum, pentru că uh, în acest episod o să vreau să fac o prezentare la un server destul de nou deschis de Minecraft. Uh, este în lucru acest server, dar uh, mi se pare destul de mișto ideile acestor oameni pe acest server. <coughs> anyway, hai să vi-l prezint, se cheamă Live România, o să aveți în descriere Uh, IP-ul de la server și uh, serverul de Discord al uh, comunității de pe Live România. Și hai să vă prezint acum uh, game modurile de aici uh, Bun, uh, hai să vă prezint mai întâi game urile mini game urile sunt uh, Skywars Bedwars și cu CSGO, ceea ce mi se pare destul de interesant, ajuns să ne jucăm CSGO dacă vreți, o dată pe niște live-uri când mai facem, să ne jucăm niște CSGO când ne, când ne strângem. Ok, cam astea au fost uh, uh, minigamer momentan o să vor să mai bage băieții uh, mai multe minigamer dar astea trei sunt. Uh, iar la game mods, aici devine partea interesantă, aici o să vreau eu să vă zic că o să fac o serie, o să încep o serie pe Minecraft, pe OneBlock. Uh, avem game modul de one block, uh, game de survival, uh, modul de creativ, care scrie că e sun, adică cred că și asta e în lucru, și cel mai interesant, de pe serverul ăsta, mai băieți și fete, este cărticica asta, fraților, story -ul. Uh, story -ul și mai, o să mai fie încă unul, uh, aici cu story am înțeles eu că o să fie foarte, foarte mișto făcut, abia aștept să îl joc și să-l încerc, mă scuzați. Uh, nu știu cât o să dureze să îl termine. Cred că într-o lună cam așa e gata, din câte am înțeles eu, mai băieți și fete. Anyway, uh, și mai, o să mai fie încă un game mod uh, care o să fie un mini game mod, să zic eu așa, pentru că o să fie inclus și în One Block și în Survival. Uh, și acel, mini uh, mini game mod mini -game o să fie despre despre dungeon-uri, mai băieți și fete. O să avem un fel de tower, să zic eu așa, un dungeon, practic. Și în dungeon-ul ăsta, când intrăm, trebuie să batem un anumit număr de boș și cu cât avansăm noi un nivel, practic, o să o să, o, să fie, o să devină din cel ce mai greu și la finalul dungeon-ului o să primiți o recompensă, un item. Anyway, hai să vă prezint acum uh, survival-ul. Eu nu știu dacă o să mă joc sincer pe survival, aș vrea mai mult să mă joc pe, pe one block, pentru că până acum nu am jucat one block și pentru mine e ceva nou. Dar hai să vă prezint și survival ul uh, Aici la survival aveți câteva features. Fly fun. Crates, Skills, Custom World, cha Chat, Entertainment, Discord Live Chat, Pets și 3 Assist. Uh, bun, Uh, slime fanul încă nu prea am înțeles ce este, mă scuzați, chiar nu prea am înțeles ce este slime fanul. Uh, craturile sunt ca și cum uh, un fel de păcănea, să -i zic așa, deoarece uh, în momentul când minați, uh, și se întâmplă destul de des, cred că am stat vreo 10 minute la minat, am vrut să văd cum e, și cred că mi-a dat 4 craturi și din craturile alea îți dă iteme random, ca și cum ori e ca pe ca și cum uh, uh, la acel, acel chest când îl deschizi și îți un item sau vin toate itemele și îți pică unul așa, practic. Anyway, poate să vă pice diamante, emeralde, o grămadă de iteme și sunt și niște iteme noi care încă n-am înțeles ce fac ele. Anyway, o să, o să vreau să mai descoper serverul ăsta pe, pe, în timpul care o să treacă. Anyway, avem și skills-uri, skills, -uri. skills sunt ca și cum, hai să intrăm să vă arăt și cum e cu skills-urile. suntem uh, în apă, mi se pare că eu am, uh, da, eu o să am fly pentru că am grad de youtuber. Uh, le mulțumesc băieților că mi-au dat gradul. Hai să stăm puțin în aer să vă arăt și vouă cu skills-urile astea cum stă treaba. Uh, avem farming-ul și avem levele la skills și cu cât avansați primiți mai multe chestii, de exemplu, la bani... Bountiful Harvest, primești 10% să ți dea două dropuri, adică să ai dublu drop la itemele pe care le dai Harvest. La farm 1 îți dă plus 10 XP uh, și celelalte nu le-am făcut încă, dar se fac destul de repede. Am uh, exploatat eu așa puțin, să zic așa, și am văzut că dacă distrugeți foarte mult bambus, dacă găsiți foarte mult bambus, se face foarte repede farming-ul ăsta. Anyway, să trecem la următorul skill, Foraging, uh, Mining, Fishing, Excavation, Archery... Defense. Eu încă nu știu ce fac toate astea. Bănuiesc, mă rog, sunt bafuri, ca și cum. Toate chestiile astea. Fighting, endurance, agility 1, Alchemy, enchanting sorcery, healing și foraging. Asta e când luăm uh, chestii de pe jos, bănuiesc. Uh, da. Anyway. Uh, după câte te vedeți, aveți și mana. Și aveți și heal, mă rog, HP-ul ăla, care apare în crește, nu știam că poate să fie mai mult de 20. Mana este pentru skills-uri, din câte mi-au zis ei băieții aceștia de pe server. Uh, asta e slime fun ghidu. Oh, nici n-am văzut că avem chestia asta. Weapons, useful items. Grandma's walking stick. Grandpa's walking stick. Of da, sunt o grămadă de chestii de explorat pe acest server, uh, faza e că e de români, nu prea are player momentan și aș vrea eu să veniți cu cât, un număr cât mai mare pe serverul ăsta să ne jucăm, pentru că o să o să, o să fac live-uri pe serverul ăsta pe OneBlock, v-am zis că cred că pe OneBlock și cine știe, poate... Uh, după un timp o să facem și pe survival să ne construim o nebunie pe serverul ăsta, mai băieți și fete. Uh, bun, cam atâta cu survival-ul. Mai sunt câteva chestii de spus. Ah, da, uh, aceasta este protecția, este protecția de, 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 bedrock și aveți 30 pe 30 pe 256 de blocuri, uh, ceea ce este destul de ok. Uh, hai să vă arăt și shop uh, Aveți shop de orz, am toate orurile, cred că de fapt cred că sunt chiar toate orurile înapoi, avem decorations aici, o grămadă de chestii. Uh, bineînțeles aveți farming cu toate saplingurile, aveți mobs. Uh, din ce am vorbit eu cu băieții au zis că nu vor încă să bage, nu sunt hotărâți dacă să bage uh, mob spawnerele în uh, shopul acesta pentru că ar uh, afecta foarte foarte tare uh, economia economia ar, -a forta, ar, afecta o foarte, foarte tare. Am înțeles că puteți să craftați aceste mob de mob cu ajutorul acest, uh, acest la, de la slime fan, ceva de genul am înțeles de la băieți. Anyway, uh, Am stable, astea sunt, oh, avem și de astea de cai, de leather, eu nu știam că există destul de horde de leather. Ce mișto. Avem și daizurile, urile Others. Aici avem chestiile, Shulker box care costă 2500, deci puteți să vă cumpărați Shulker ca să vă faceți Shulker box -uri. Costă 2500, la fel banii, efectiv puteți să farmați, eu cum făceam când eram mai mic, uh, mi-am dat fraților o lopată de Diamond cu uh, eficiență forță sau 5 nu mai știu cât poți. Și mă duceam în deșert, fraților, și farmam sen și îl vindeam după. Cred că așa o să procedezi și pe serverul acesta. Uh, ce mai e? Uh, shop. Uh, și blocs aici care sunt câteva blocuri, nu știu dacă, nu, 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 sunt toate blocurile, dar aveți o grămadă de blocuri și aici. Uh, bun, cam asta este shopul. Uh, eu am primit și de la băieți 40 de K aici de lei, aparent. Vă le mulțumesc foarte, foarte mult. Da, bun, cam atât cu... Uh, cu cu survival-ul. Hai acum să, să, vedem ce mai are serverul. Uh, bun, deci la, mă rog, și aveți și comanda de RTP. Uh, această comandă practic vă duce random pe mapa voastră în, alt, în, altă zonă, efectiv. Dacă nu vă place zona în care v-a spawnat, dați RTP și vă spawnează în altă zonă. Vreau să vă zic că mapa de pe survival este generată de amplified, adică o să fie munți de ăștia foarte, foarte imensi. Ceea ce este destul de tare, n-am să vă mint. Uh, și ce mai. ce mai. ce să vă mai arăt? Da, păi nu, cred că nu, căcat e cu survival-ul. Hai să ne uităm și la celelalte. Uh, moduri de joc. Hai la spawn. Bun. Și aici. Uh, nu, nu, nu. Aici vă arăt asta, dar nu, vreau să poți să ieși din asta de survival cumva? Uh, vreau să mă duc înapoi la... Da, nu cred că mă lasă. Nu știu cum să mă duc inapoi la spawn-ul dinainte de server. Cred că trebuie să ieșim și să intrăm iarăși. Uh, probabil așa se, se, face dacă suntem deja pe survival sau nu știu eu comanda, nu, nu prea știu. Nu mai mișcă de mult pe servere. Dar serverul ăsta chiar mi se pare foarte caterincă, mai ales la ce vor să bage. Deci eu, când mi-au mi zis ce vor să bage, chiar mi s-a părut foarte mișto, efectiv. Mai avem și OneBlock-ul. Nu vreau să intru încă pe OneBlock pentru că vreau să fac o serie pe OneBlock sau să mă joc pe, pe live-uri blog Nu vreau încă să începem OneBlock-ul, că dacă îl începem, deja o să fie început și na, nu prea vreau asta. Uh, bun, hai să vă arăt uh, minigames-urile de deci Skywars. Pe doar, după câte v-am zis, și CSGO. Acesta mi se pare foarte caterin ca CSGO-ul. Uh, avem trei mape la CSGO sau 4. A, nu, avem Dust2-ul, mirage Inferno și Nyoku, foarte foarte tare și avem o capacitate de 10 player, adică 5 cu 5, de exemplu după ce dăm noi aici trebuie, am ales o mapă, după aia dăm pe ladder și alegem team A sau team B sau random cum vreți voi, nu prea contează asta. Bun, cam atâta și cu acest episod cred că v-am prezentat cam totul momentan ce se bagă pe acest server. Vă uh, v-am zis, vă aștept pe serverul ăsta să mi spuneți dacă vreți, mă anunțați și pe mine în, uh, pe Discordul meu, o să aveți și Discordul meu al comunității noastre în descriere de sigur și chiar aș vrea să ne jucăm pe acest server. Uh, CS și OneBlock și vă invit și pe voi, gen, nu mă joc doar eu singur, aș vrea să ne jucăm toți, efectiv. Să ne facem o lume, mare de OneBlock pentru că pot să vă chem, gen, pot să chem mai multe persoane pe, pe mapa mea de OneBlock Ceea ce, asta este destul de mișto, chiar este foarte mișto. Anyway, cam atât și cu episodul ăsta, dragii mei, prieteni și abonați. Uh, rămâneți pe canal. Dacă v-a plăcut acest episod, lăsați un like, un subscribe, un comentariu și un share. De, efectiv, un share. O să, ră, o să vă răspund la toate întrebările, bineînțeles, în cazul în care aveți. Și Uh, rămâneți pe canal ca să urmăriți în, uh, în continuare aceste serii minute de videoclipuri și live-urile mele și vă aștept fraților cum v-am zis pe acest server să ne jucăm. Hai să, hai să bubuim serverul. Efectiv, v-am pupat. Pa, pa.